Aș vrea să vă invit acum să ascultăm un cuvânt din Scriptură, din Evanghelia după Ioan, capitolul 20, începând cu primul verset și până la versetul 18, pagina 1053 în Sfânta Scriptură. Ioan, capitolul 20, începând cu primul verset. În ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt, pe când era încă întuneric, și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. A alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus și le-a zis, au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Petru și celălalt ucenic au ieșit și au plecat spre mormânt. Au început să alege amândoi împreună, dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru și a ajuns cel din ei la mormânt. S-a plecat și s-a uitat înăuntru, a văzut fâșiile de pânză jos, dar n-a intrat. Simon Petru care venea după el, a ajuns și el, a intrat în mormânt, și a văzut fâșiile de pânză jos. Iar ștergarul care fusese pus pe capul lui Isus nu era cu fâșiile de pânză, ci făcut sul și pus într-un aloc singur. Atunci celălalt ucenic care ajunsese cel de la mormânt a intrat și el și a văzut și a crezut. Căci tot nu pricepeau că după Scriptură Isus trebuia să învieze din morți. Apoi ucenicii s-au întors acasă. Dar Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt. Și a văzut doi îngeri în alb șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Isus, unul la cap și altul la picioare. Femeie, i au zis ei, pentru ce plângi? Iar le-a răspuns, pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. După ce a zis aceste vorbe, s-a întors și a văzut pe Isus stând acolo în picioare, dar nu știa că este Isus. Femeia a zis Isus, de ce plângi, pe cine cauți? Ea a crezut că este grădinarul și a zis, Domnule, dacă l-ai luat, spune mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Iisus i-a zis, Marie. Ea s-a întors și a zis în evrește, Rabunii, adică învățătorule. Nu mă ține, a zis Iisus, căci încă nu m-am suit la tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă sui la tatăl meu și tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Maria Magdalena s-a dus și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri. Amin. Vă vi să ocupați locurile. Cred că cei mai mulți dintre dumneavoastră ați auzit de foarte multe ori pasajul acesta din Scriptură citit cu ocazia sărbătorii învierii Domnului Iisus Hristos. Și sunt convins că stau înaintea unor oameni care au citit din Scriptură nu doar pasajul acesta, ci obișnuim din când în când, după o disciplină personală pe care ne-am făcut-o, poate unii dintre noi, să deschidem cartea aceasta a lui Dumnezeu, să citim din acest cuvânt. Pentru că noi considerăm că este cuvântul lui Dumnezeu și este de folos. Și vreau să cred că și în această dimineață stăm în fața acestui cuvânt ca niște oameni care credem că ne este de folos. Și mă rog lui Dumnezeu, dragii mei, ca într-un mod special, în zi de sărbătoare, Dumnezeu să ne vorbească fiecăruia dintre noi cuvântul lui Dumnezeu sau vorbirea lui Dumnezeu, așa sau altfel. Ne aduce, dacă vreți, informații spirituale, informații de la Dumnezeu din cer. Când Dumnezeu vorbește, când deschidem cartea aceasta, primim informații despre Dumnezeu, despre cine este El, despre așteptările sau voia Lui sau pretențiile Lui, dacă vreți despre planurile pe care le are el cu privire la oameni, la universul acesta creat de Dumnezeu. Dar vreau să vă întreb dacă faptul că noi primim informații spirituale ne este suficient. Și sunt convins, dragii mei, că cei mai mulți dintre dumneavoastră Oameni care sunteți în această zi aici în casa lui Dumnezeu, aveți foarte multe informații spirituale. Mulți dintre dumneavoastră ați trecut pe la școala duminicală, pe la ora de religie la școală. Ați ascultat mesaje în locul acesta sau în altă parte și avem informații spirituale. Întrebarea este, îi destul? Dragii mei, dacă informația spirituală pe care noi o primim din Scriptură, din cuvântul lui Dumnezeu, nu devine credință personală, informația aceea n-ajută la nimic. Dacă voi toți cu foarte mare atenție în Sfânta Scriptură veți descoperi că au fost situații în care Dumnezeu a vorbit, oamenii au primit acea informație de la Dumnezeu și informația aceea a devenit credință personală și credința asta personală le-a marcat viața. Într-o noapte, spune Sfânta Scriptură în Cartea Genesa, Dumnezeu l-a scos pe Avram afară și a arătat bolta înstelată. Poate sunteți unei care ați reușit undeva la țară, nu la oraș, să vedeți frumusețea, splendoarea cerului noaptea când străluce stelele. Și a zis Dumnezeu Avram, Avram s-a plâns că nu are copii, era înaintat în vârstă, soția lui era înaintat în vârstă și a zis Dumnezeu Avram, uită-te la bolta asta înstelată așa va fi sămânța ta. Și ce spune Sfânta Scriptură? Informația asta pe care Avram a primit-o de la Dumnezeu, informația asta a devenit credință personală. Avram l-a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt. Și mai târziu, credința asta, dragii mei, care i-a însoțit viața când urca el pe muntele acela Moria să-l aducă pe Isaac jertfă, când Isaac i-a pus întrebarea... Aici este mielul, aici este focul, Und, aici este uh, cuțitul, aici este focul, unde este mielul pentru arderea de tot. A zis Avram, știți ce a zis? Dumnezeu va purta grijă de miel, pentru că el a primit această informație și a devenit credință personală. Dacă Dumnezeu a vorbit, Dumnezeu va lucra. Slăviți să fie numele Domnului. În vremea împăraților spune Sfânta Scriptură că pe vremea împăratului Iosia, Omul acesta a primit de la Dumnezeu așa o povară pe inimă să dreagă casa lui Dumnezeu, să refacă cumva casa lui Dumnezeu, era în paragină. Și în timp ce se, se curăța casa lui Dumnezeu, au dat peste o carte, peste cartea lui Dumnezeu. Și cineva a început să citească în, în prezent prezența împăratului din cartea legii. Informație după informație. Informație după informație. Acum vreau să vă întreb. Cei care a citit în cartea împăraților, Informația pe care eu a primit-o din Scriptură a fost informație sau a devenit credință personală? Ce ziceți? Spuneți, Scriptură și-a sfârșit hainele și a zis duceți-vă și întrebați-l pe Dumnezeu pentru mine. Că mare este mânia lui Dumnezeu care s-a prins împotriva mea, împotriva poporului Dumnezeu, pentru că părinții noștri au călcat în picioare legea lui Dumnezeu. Informația a devenit credință personală. Au fost situații în Scriptură, dragii mei, când Dumnezeu a vorbit, a transmis informația și a rămas informație. Când Dumnezeu i-a spus lui Adam și a spus Evei, în ziua în care mâncați din, pomul acela muriți, pentru Eva și pentru Adam a rămas simplă informație. Indiferent, dragii mei, de ce om în calcul, de felul în care diavolul a stat de vorbă cu Eva și s-a lăsat sedusă de cuvintele dulce ale diavolului, nu ar nu asta e important. Informația n-a lucrat credință personală care să-i marcheze viața. Pe vremea profetului, profetului Elisei, când cetatea era, era sediată și uh, sireni erau acolo, așteptând să intre în cetate, dragi mei, să capitoreze cetatea, Elisei a zis Împăratului, mâine se va vinde la poarta cetății mâncare. E o informație de la Dumnezeu. Un mesaj de la Dumnezeu. Vă vreau să vă întreb, Dumnezeu care transmite mesaj, Dumnezeu ăsta poate să facă ce zice? Informația asta a ajuns. La călărețul pe brațul căruia se rezema împăratul. Și a zis călărețul pe brațul căruia se rezema împăratul. Chiar dacă ar face Dumnezeu fereste în cer. Asta nu se poate întâmpla. Pentru că această informație n-a ajuns credință personală. A făcut introducerea această mei, pentru că ucenicii Domnului Iisus Hristos au primit informație de la Domnul. Cum se vor derula lucrurile în etapa finală a vieții lui? Unul dintre ei îl va vinde. Va avea de suferit mult și va fi răstignit. A treia zi va învia. Cum vreau să vă întreb. Informația asta că a treia zi va învia, a rămas informație pentru ucenici sau a devenit credință personală? Ce ziceți, frate și surori? Am stat și m-am întrebat când citeam uh, toate uh, pasajele acestea care vorbesc despre perioada asta finală a Domnului Iisus Hristos pe pământ, și mi-am zis, dacă aș fi fost eu, unul din grupul ucenicilor, să primesc informația aceasta că Domnul va sta pe cruce, va fi pus în mormânt și a treia zi va învia, în ziua învierii, cum aș fi comportat eu? Ca Petru? Ca Maria? Ca femeile? Ca ceilalți? Ar fi fost pentru mine o informație, informație sau ar fi devenit credința mea personală? Aștept să treacă vinerea, să treacă sâmbăta, să vină duminica și să mă bucur. Hristos a înviat din morți. Sau informație? Deci, măi, nu le-a folosit la nimic și vedeți comportamentul acesta și al femeilor și al Mariei și al lui Petru și al lui Ioan și așa mai departe, pentru că informația aceasta n-a lucrat credință personală, cel puțin în acest aspect. Și vreau să predic în această dimineață, dragii mei, tocmai despre lucrul acesta, când o informație spirituală nu devine credință personală. Suntem oameni religioși. Știm, dragii mei, să repovestim evenimentele din săptămâna mare cum a intrat în Ierusalim, știm ce a fost joia, știm ce a fost vinerea, știm ce a fost sâmbătă, știm ce a fost duminica. Și venim aici la casa lui Dumnezeu, dragii mei, să cântăm în cor Hristos a înviat din morți. E informație spirituală sau credință personală? V-ați pus întrebarea asta vreodată? Că nu-i destul Dragii mei, să am informația. Și dacă este să facem un concurs aici, cine știe mai bine Biblia, să iau locul întâi, că știu bine Biblia. Știu să recit pasaje întregi din Scriptură. Nu-i destul. Când o informație spirituală nu devine credință personală. Și acum vorbim, dragii mei, dacă vreți, despre informația despre învierea Domnului Iisus Hristos. Mai întâi de toate, când o informație spirituală nu devine credință personală, ea se pierde repede în uitare. Deci, mei, când s-au dus dis de dimineață la mormânt femeile, spune Evanghelistul Luca, ele se așteptau să fie mormântul așa cum știau ele. Își puneau întrebarea, cine o să ne prăvălească piatra de la gura mormântului? Că aveau miresme, s-au dus să îmbălsămeze trupul Domnului. Și când au ajuns la mormânt, piatra dată deoparte și-au -o avut o vedenie de îngeri. Și îngeri au pus întrebarea aceasta, de ce căutați pe cel viu între cei morți? Aduceți-vă aminte ce vă spunea când era cu voi în Galileea. Ce vă spunea? Ce vă spunea? A treia zi va învia și Evanghelistul Luca spune așa și femeile și-au adus aminte. Dacă a fost nevoie să-și aducă aminte, înseamnă că a uitat. Nu știu cu câtă vreme înainte le-a spus Domnul femeilor că urmează să meargă la Ierusalim, să fie răstignit, să stea în mormânt trei zile și apoi să învieze. Nu foarte mult timp, dragii mei, în urmă. Dar ceea ce s-a întâmplat a fost că această informație, dacă n-a devenit credință personală, această informație a trecut repede în uitare. Domnul Iisus Hristos a stat de vorbă cu Petru și s-a spus mereu în, în perioada aceasta și poate de mai multe ori peste an, că Domnul i-a spus lui Petru, noaptea aceasta, înainte să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de trei ori. Și trec ceasurile. Și vine noaptea. Și Petru urmează traseul acesta, drumul acesta, spus de Domnul Isus Hristos. Și se întâmplă acolo în curtea marului preot la foc, exact ce a zis Domnul Isus Hristos. O dată, de dor, de trei ori se lapădă și spune, nu știu cine este el, nu știu despre ce vorbești femeie. Și-a cântat cocoșul. Și scrie evanghelistul așa, Petru și-a adus aminte. Ceasuri au trecut. Dar dacă informația asta pe care o dă Dumnezeu din cer, informația asta spirituală, nu devine credință personală, informația aceasta trece repede în uitare. Vreau să vă spun, când Dumnezeu din cer vorbește, Dumnezeu vrea să ține minte, indiferent ce ne spune. Și, dragii mei, în Vechiul Testament, Dumnezeu a... a prezentat, dacă vreți, diferite metode să ne ajute sau să ajute pe oameni să țină minte ce a zis Dumnezeu. A zis Dumnezeu, cuvintele astea pe care ți le spun eu, pune-le undeva la vedere, să le ai înaintea ochilor tăi. Scrie-le pe ușor, uși, scrie-le la, la poartă. Să dai mereu cu ochii, dragii mei. Acum, noi nu le schimb pe poartă sau la ușă, dragii mei, dar pot să dau cu ochii de ele aici în cartea asta. Dar este metoda spusă de Dumnezeu ca eu să o țin minte. Cuvântul lui Dumnezeu. Sau zicea Dumnezeu în Vechiul Testament, repetele des. Stai de vorbă cu copiii tăi și vorbește despre, despre cuvântul lui Dumnezeu, despre voia lui Dumnezeu, despre legea acestea. Când ești în călătorie, când ești acasă, la culcare, la sculare, vorbești despre ele. Adică repetele des pentru că vreau să le ții minte tu și copiii tăi. Dincolo că le scrii la poartă, dincolo că le repezi des, pune-le în inima ta și în sufletul tău. Pentru că ceea ce vrea Dumnezeu, dragii mei, este să ține minte ce vorbește. Vreau să vă întreb, credeți că viața asta a ucenicilor, în zilele acelea de vineri până duminică, ar fi fost altfel dacă informația asta ar fi devenit credință personală? Credeți? Pentru că, dragii mei, cuvântul devenit credință personală, Mă ajută în situațiile complicate ale vieții. Informația, dragii mei, s-ar putea să se piardă în uitare, cum am spus mai înainte, dar când, când informația asta devine credință personală, ea mă ajută în momentele complicate ale vieții. Știți că Dumnezeu i-a vorbit lui Iosif în Vechiul Testament prin vise. Am mai spus lucrul acesta aici. Vreau să vă întreb. Informația asta pe care Iosif a primit-o prim, primit prin vis, frații lui se închină, luna stelele se închină, soarele, luna stelele se închină, informația asta a devenit credință personală pentru Iosif sau nu? Ce ziceți, frații și surori? Sau a fost informație? Curge istoria lui. Ajunge în Egipt. Stă în pușcăria de zile. Este luat din pușcărie și pus apoi să gestioneze Egiptul. Sunt șapte ani de belșug și urmează șapte ani de foamete. Vă dați seama cum curge istoria și cum trece timpul. Și într-o zi vin frații lui în Egipt. Frații care l-au luat și l-au aruncat în groapă. Frații care nu puteau să-i spună o vorbă pietenească. Frații care au vrut la un moment dat să-l omoare. Vin în Egipt în fața lui. Știți ce spune cartea Genesa? Iosif și-a adus aminte de visele lui. Și dacă Iosif nu s-a răzbunat pe frații lui, credeți că Iosif nu știa ce au făcut frații cu el? Cum s-au purtat cu el? Cum l-au luat și l-au trătit în groapă, l-au scos din groapă și l-au vândut ismairiților, dragii mei. Nu știa Iosif după ani de zile, știa dar pentru că vorbirea lui Dumnezeu a devenit credință personală pentru el, dragii mei. L-a urmărit în toată perioada aceasta și credința asta personală l-a ajutat să nu se răzbune pe frații lui. Dacă femeile, dacă ucenicii, informația asta ar fi făcut o credință personală, dragii mei, ar mai fi avut această atitudine? Ar mai fi avut această stare de nedumerire, de alergare fără folos. Nedumerire, ziceau, ziceau cei care mergeau spre ei, au zis niște femei de ale noastre, ne-au pus în uimire și au zis că s-au dus acolo, n-au găsit trupul și au găsit o vedene de înger. Nu știm ce să credem. Pentru că informația n-a devenit credință personală. Mă, dragii mei, Vă spuneam, atunci când informația devine credință personală, ne ajută în momente de cumpăr ale vieții. Spune Sfânta Scriptură așa, dacă credem că Isus a murit și a înviat. Nu dacă știm, dacă avem informația. Dacă credem că Isus a murit și a înviat. Știți ce zice cuvântul mai departe? Credem și că Dumnezeu va aduce înapoi, împreună cu Isus. pe cei ce și au dormit în El și a plecat mama și a plecat tata sau la alții a plecat soția sau soțul sau copilul și au rămas părinții. Vreau să vă întreb, vă ajută că această informație că va fi o înviere a morților, vă ajută să treceți peste acest moment de cumpănă, când stați lângă un sicriu și îl duceți la cimitir, vă ajută sau nu vă ajută? Când informația asta că va fi o înviere devine credință personală. Și o purtați cu dumneavoastră în viață în cele mai complicate Situațiile vieții. Deci, dragii mei, când o informație spirituală nu devine credință personală, trece foarte repede în uitare. În al doilea rând, când nu există, când această informație nu devine credință personală, în situația aceea, dragii mei, ne determină să avem o înțelegere limitată a lucrurilor. Vreau să vă întreb. Când Maria s-a dus dis de dimineață la mormânt, am citit aici. Și-a văzut piatra dată deoparte, s-a uitat în mormânt și-a văzut fâșiile de pânză, a văzut ștergalul într-o parte, n-a văzut trupul. A înțeles ea ce s-a petrecut la mormânt. Frați și surori. A priceput minunea că Domnul Iisus Hristos a înviat dintre cei morți. Sau avea o înțelegere limitată. Ce ziceți, dragii mei? A dat buzna la ucenici și a zis, au luat pe Domnul din mormânt. Asta e înțelegerea. Și de ce? Pentru că se bazează pe concluzii raționale. Și rațiunea noastră operează cu informații cunoscute. Și informațiile pe care le avea Maria era că piatra e dată de o parte, trupul nu e acolo, e un fel de aranjament acolo, că fâșile sunt de o parte, ștergalul este pus de altă parte, cineva a umblat în mormânt. Și concluzia pe care i-a tras-o cu mintea ei după aceste informații, dragii mei, a fost că au umblat în mormânt cei care aveau autoritatea să umble în mormânt. Că au pus sigilul pe mormânt. Au luat pe Domnul în mormânt și l-au dus și nu știu unde l-au pus. Avea o înțelegere limitată și vreau să vă spun, dragii mei, că de foarte multe ori, când informația spirituală rămâne informație spirituală, Înțelegerea noastră este limitată Credința ne aduce uh, lucruri suplimentare Ne face să înțelegem plenar lucrarea lui Dumnezeu Dar informația informație Fără credință De două înțelegeri limitate Când ucenicii erau pe mare Era furtună mare Pe, pe furtună nepraznică pe mare aceea Valurile erau amenințătoare undeva în pâcla cea în nopții vine cineva spre ei umblând pe ape. Au cules informații cu simțurile cât puteau ei să discearnă în, în noaptea aceea în pâcla aceea care era pe mare. Și informația asta, dragii mei pe baza percepției a simțurilor azi este o lucră. E o înțelegere completă sau o înțelegere limitată? E cineva, dar nu știm cine este. Și concluzia a fost că este un aluc, este o arătare. Până când Domnul Iisus Hristos deschide gura și zice, eu sunt, nu vă temeți. La fel cu Maria, dragii mei, femeia asta credea că e grădinarul și a zis, dacă l-ai pus, spune unde l-ai pus, mă duc să-l iau. Când Domnul a deschis gura și a zis, Mario, a început credința în inima ei și în ființa ei. Și s-a aruncat la picioarele Domnului. Pentru că atunci când informația rămâne informație și nu devine credință, înțelegerea noastră este limitată. Când devine credință, dragii mei, este ceea ce Dumnezeu vrea ca noi să știm, ca noi să acceptăm. Că Isus Hristos nu este grădinarul, că Isus Hristos n-a fost furat, Că Iisus Hristos n-a fost luat și mutat în altă parte. Iisus Hristos este viu. Slăvit să fie numele Domnului. Vreau să mă duc repede mai departe. În al treilea rând, când o informație spirituală nu devine credință personală, ne determină să facem lucruri inutile. Știți ce înseamnă inutil, nu? Știți? ceva fără valoare, ceva care nu trebuie, nu-i nevoie. Mai vreau să vă spun că în viața noastră religioasă facem o mulțime de lucruri inutile sau poate suntem predispuși să facem lucruri inutile. Știți că există rugăciune inutilă. Frate și suror, știți asta? Nu vă vine să credeți. Atunci, zicea Domnul, când sunt oameni care se roagă să fie văzuți de alt oameni. Sunt farisei care se duc la colțul străzii și încep să se roage, nu pentru că vor să fie văzuți, auziți de Dumnezeu, să fie văzuți de ceilalți. Inutil. Știți? Post inutil. Știți? Vreți să te scoți în evidență. Sacrificiu inutil. Știți? Chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars, e sacrificiu extraordinar să te dai pe tine însuți să-ți fie, să fie trupul ars, e sacrificiu. Dacă n-am dragoste, este de ceava. Chiar dacă mi-aș da toată averea, cine poate să facă lucrul acesta? Dar e sacrificiu. Chiar dacă mi-aș da toată averea să fie împărțită la săraci, n-am dragoste, nu-mi folosește la nimic. Slujire degeaba, știți asta, frații mei? Că venim la casa lui Dumnezeu și mai slujim încoace și încolo, știți că s-ar putea să fie slujire degeaba. Chiar dacă aș avea darul profeției și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Îi degeaba. În viața noastră religioasă pot să fie lucruri degeaba. Acum mă întorc la Scriptură. Femeile astea, în prima zi a săptămânii s-au dus cărând miresme. Să-și arate prin gestul acesta devotamentul față de Domnul Iisus Hristos. Miresme să îmbălsămeze trupul Domnului Iisus Hristos. Vreau să vă întreb, era degeaba sau nu era degeaba? Era inutil sau nu era inutil? Degeaba. Pentru că informația pe care Domnul le-a dat-o ca treia zi va învia n-a devenit credință personală. Femeile astea au fost predispuse să facă ceva inutil. Am văzut recent, în preajma acestui sărbători, un pelerinaj. Și mai mulți bărbați osteniți, transpirați, purtând o cruce mare, nu știu, vreo 4 metri, 4 metri și ceva mi se pare că zicea că avea, dintr-un loc într-un alt loc. Și reporterul întreabă pe cel care era mai în față, cu foarte transpirat și obosit, sufla greu, de ce faci asta? Ca să-mi fie iertate păcatele. De ce efortul acesta? De ce te-ai pornit de colo și urci pe deal în sus, până nu știu unde, purtând crucea asta în spinare împreună cu alții? De ce faci lucrul acesta? De ce chinul acesta? să-mi fie iertate păcatele. Dar vă spun, e degeaba. Există un singur mod de a ni se ierta păcatele, jertfa Domnului Iisus Hristos. Sângele Domnului Iisus Hristos ne curățește orice păcat. Deci, mei, suntem când informația asta nu devine credință personală, suntem predispuși să facem lucruri inutile. Știți ce menire aveau miresmele acestea? Frate și soră, știți? Să conserve trupul Domnului Iisus Hristos. E mort? Dar cel puțin să nu se descompună foarte repede. Să fie păstrat așa, în stare asta, o vreme îndelungată. Și preocuparea noastră inutilă, uneori, dragii mei, este să conservăm un Hristos al trecutului. Știți foarte bine că atunci când mergem la mormântare, vorbim despre persoana respectivă la timpul trecut a fost. A fost. Că nu mai este. Când s-au dus femeile astea cu mirezmele să conserve trupul Domnului Iisus Hristos, au avut de fapt să conserve un Hristos al trecutului, care a fost și nu mai este. Frați și surori, dacă noi venim aici la casa lui Dumnezeu, la Paște, la sărbătoarea învierii Domnului, să conservăm un Hristos al trecutului sau un Dumnezeu care a fost. Nu ne folosește la nimic. Noi trebuie să purtăm în noi credința că Hristos este. Hristos este viu Dumnezeu din veșnicie. În veșnicie este Dumnezeu. Nu a fost un Dumnezeu al trecutului. E Dumnezeu care este Amin. și care lucrează și astăzi. Femeile astea făceau lucrul ăsta inutil, să conserve un Hristos al trecutului sau să conserve un Hristos fără viitor. Că din perspectivă umană, un mort n-are viitor. Stă acolo, mai conservat sau mai puțin conservat, intrând în descompunere mai repede sau mai târziu, dar ăsta e circuitul. N-are viitor! Ori, dragii mei, noi avem nevoie de un Hristos cu viitor. Știți că viitorul nostru este legat de viitorul lui Hristos. Știți asta? Frașii și știți asta? Scrie în Scriptură așa, celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie. Ei, Hristosul cu viitor poate spune asta. Un Hristos mor nu poate zice asta. N-are viitor, dragii mei. Un Hristos viu are acest viitor. Celui ce va birui, voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie. Și acum vreau să vă întreb, dumneavoastră, cei din locul acesta, la sărbătoarea aceasta în aveți informația sau aveți credința? Informația că Hristos a înviat sau credința că Hristos este viu? Că dacă avem credința că Hristos este viu, avem perspectiva veșniciei cu Dumnezeu și cu Hristosul înviat te acolo pe cruce Domnul Iisus Hristos și stătea lângă, lângă el pe o altă cruce unul dintre tâlhari. Și unul dintre tâlhari, dragii mei, nu știu de unde a avut informația, dar a avut credința. Și a zis către Domnul Iisus Hristos, aduți aminte și de mine când vei veni în împărăția ta. Pentru tâlharul ăsta, dragii mei, ultimul moment de viață a fost exprimarea credinței că cel care stă pe cruce nu moare pentru totdeauna, ci că va învia și că va veni cu o împărăție. Și a zis, în împărăția ta, du-ți aminte și de mine. Și Domnul i-a zis, adevărat te spun, astăzi vei fi cu mine în rai. Frați și surori, la sărbătoarea aceasta, mă rog Domnului să ne binecuvinteze pe toți. Nu vă suspectez pe niciunul dintre noastre că n-ați avea informația. Că toți avem. Întrebarea este dacă avem credința. Că Iisus Hristos este viu. Așa să ne ridicăm în picioare și cu această întrebare în minte, să stăm înaintea lui Dumnezeu. Doamne, am informația sau am credința? Spune Sfânta Scriptură, credința vine prin auzire. Dar s-ar putea uneori auzirea să rămână auzire. În această zi, dragii mei, auzirea să ducă la credință. Amin. Credința că Isus Hristos a înviat dintre cei morți. Și, dragii mei, în fiecare zi această credință să ne marcheze viața noastră la biserică, acasă și ori pe unde am fi în această lume. Ne rugăm împreună lui Dumnezeu.